Salut! Sunt Răzvan Cherecheș, profesor de sănătate publică la Universitatea Babeș-Bolyai. Întrebare. Atât după prima doză, cât și după rapel, nu au avut niciun fel de reacție adversă. Înseamnă acest lucru că vaccinul nu a avut efect asupra mea? Răspunsul meu? Nu înseamnă absolut nimica. Să presupunem că cineva ne spune o glumă. O glumă pe care două persoane diferite o consideră amuzantă. Una râde și cealaltă râde. Nu înseamnă că gluma nu a fost amuzantă, înseamnă doar că noi reacționăm diferit la același stimul. Faptul că unii dintre noi au reacții adverse, durere de cap, dureri musculare, supabilitate, durere la locul injectării, în timp ce ceilalți nu au niciun fel de reacție, după prima doză sau după rapel, înseamnă doar că unii au un sistem imunitar mai zgomotos și alții au un sistem imunitar mai silențios. Deci, dacă nu ați avut niciun fel de reacție, înseamnă doar că aveți un sistem imunitar silențios.